E gata, hai că a ieșit și domnul Copos. Păi se compară Gigi cu domnul Copos, mă? Cultural vorbind, bineînțeles. Gigi pare bulă pe lângă maestru Copos. Da, asta voiam să vă zic de mâine, să-i vorbiți cu maestrul Copos, da? Pe modelul maestrul Beligan, maestrul Cristoiu. Copos are 5 cărți scrise și cică și mai multe citite. Da, bă, rezistența prin cultură, asta a fost la dânsul. Așa cum spunea și Friedrich Nietzsche, ce nu te omoară, te întărește. Wow, ce nu te omoară, te întărește. Asta o fi Viagra cu întăritul domnul Copos, că maxima lui Nietzsche este altfel. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Ah, și vezi că nu-l cheamă Friedrich, bre, Friedrich, da? Mă rog, îi spun degeaba, că oricum nu pricepe nimic. Matale, poți să-i zici Friedrich, acum vă trageți de șireturi, n-ai scris mai mult decât el. Știi ce înseamnă să stai 400 de zile și 400 de nopți să te gândești ca să treacă timpul? Nu faci altceva decât citești. Și atunci dacă citești și îți faci un program să citești, înseamnă totul pentru un om care este lipsit de libertate. Vai de mine, groaznic, vă dați seama? Să stai 400 de zile și 400 de nopți și să te gândești cum să treacă timpul. Dar matale, nenea Copos, știi cum e să stai 400 de zile și 400 de nopți? Să te gândești unde naiba să mai cauți de lucru sau din ce naiba să le cumperi copiilor haine pentru școală? A? Suntem patetici, știu, dar crede-mă, drama asta, că stai să te gândești, e frecție pe lângă dramele multor, multor români. Iar drama lor se trage puțin și de la ce ați făcut tu și alții în toți anii ăștia. Legat de stat și de gândit, acum sper că nu te-ai gândit, bre, chiar la toate. Sper că ai mai păstrat ceva, nu de alta, dar vine în câteva săptămâni decizia finală în loteria 2 și da... Copos nu a scăpat de amenințarea închisorii și asta pentru că urmează ca judecătorii să se pronunțe și în dosarul Loteria 2, dosar în care George Copos este acuzat alături de fiica cea mare a lui Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu, că au manipulat piața de capital din România, fiind cercetați pentru spălare de bani și fals. A, bineînțeles, nici n-a ieșit ca lumea pe poarta închisorii că domnul Copos, maestrul Copos, mă scuzați, a și fost acuzat de plagiat. Da. Imaginați-vă că domnul George Copos a scris în pușcărie o carte care se numește, fiți atenți, nu râdem, da? Alianțe matrimoniale în politica principilor români din Țara Românească și Moldova în secolele 14-16. Pe bune? Adică pe bune? Știe George Copos de secolul 14? Ei, ideea e că un băiat a recunoscut titlul lucrării sale de licență. Mai mult, atât lucrarea lui Copos, cât și a lui, au fost făcute sub coordonarea aceluiași profesor. Mă, nu că pute treaba, duhnește! E groapa glina să mor eu! Dar prostia e a sistemului nostru, care acceptă lucrări cu caracter științific de la unii care în ultimii 200 de ani au pus mâna pe o singură carte. Cartea tehnică de la mașina de 100.000 de euro. Cum să crezi, mă, că Gigi sau Copos au scris lucrări științifice? Serios, ce judecător să fii, mă? Științific pentru Gigi sau Copos, maxim științific, ar fi să scrie mai mult de o pagină fără greșeli gramaticale, sunteți nebuni?